Domnule președinte Simonis, domnule deputat Simonis, ce s-a întâmplat la alegerile din 27 septembrie cu PSD-ul? Bun. Scorul PSD este unul care ne nemulțumește, evident. Am luat un procent mai mic, mult mai mic decât cel pe care l-am obținut la alegerile din 2016, alegeri pe care le-am și câștigat la nivelul județului Timiș și atunci am câștigat și președinția Consiliului Județean. Sorin Mendeanu a fost ales președinte al Consiliului Județean. Însă scorul din 27 septembrie este mai mare decât cel pe care l-am avut la ultimele alegeri în care am fost competitori electorali, și anume primul tur la alegerile prezidențiale și alegerile europarlamentare din cursul anului 2019. Am avut o creștere de aproape 4% față de aceste alegeri, însă ne nemulțumește evident acest procent, chiar dacă e mare, așa cum vă spuneam, decât la ultimele alegeri de anul trecut. Ne mulțumește pentru că este mult mai mic de față de 2016. Probabil că ceea ce am încercat noi să facem și continuăm, evident, nu se pune problema, să aducem fețe noi, să aducem oameni tineri, oameni cu experiență, oameni integri, oameni care au performat în domeniul profesional pe diferitele profesii pe care le au colegii care au fost candidați la alegeri locale. Probabil că acest lucru ne-a ajutat, am câștigat câteva procente, însă, în aceeași măsură, probabil că oamenii au ținut, românii, timișorenii, timișenii, au ținut să ne sancționeze totuși pentru erorile pe care partidul le-a făcut în acești 4 ani de zile de când am câștigat din 2016 alegerile parlamentare. Pentru că, dincolo de multe lucruri bune pe care le-a făcut acest partid în ultimii 4 ani de zile, și au fost lucruri bune, salariile medicilor, salariile profesorilor, pensii, investiții în dezvoltare, investiții în sistemul sanitar, pe lângă aceste lucruri bune, au existat și multe erori. Credeți că electoratul de stânga a trecut spre dreapta? Nu. În județul Timiș? Nu. Nu cred asta. Dacă vă uitați procentele în Timișul e un județ atipic din punct de vedere al votului doctrinar. Și dacă vă uitați să ne amintim cu toții în Timișoara și în Timiș, PNS-ul era votat la 10-15 ani, în proporții mari, la 15 ani de la desfințarea practică a partidului la nivel național. Probabil că cei care votau până acum PSD-ul sau care au votat în ultimele alegeri locale n-au fost într-un număr mare la vot de data aceasta, neoptând pentru partide de dreapta, pur și simplu încercând să sancționeze probabil PSD-ul pentru erorile făcute și nu s-au prezentat la vot. La nivelul primăriilor, rămâneți o forță în județ, aveți foarte multe primării câștigate. Sunteți mulțumit cu ce ați câștigat la nivelul primăriilor sau se putea mai mult? Întotdeauna se poate mai mult. Avem 39 de primării câștigate din 99 câte UAT-uri ale județului Timiș, câștigate cu candidați PSD și una într-o alianță cu un partid. Deci putem spune că am câștigat 40 de primării din 99. Mai puțin decât am avut în 2016, însă trebuie să recunoaștem că e un număr important, totuși însemnat de primării câștigate de colegii noștri candidați, care între timp au fost și aleși primari din partea Partidului Social Democrat. Este o structură pe care putem consolida și crea, eu știu, un partid serios, mai organizat, mai proaspăt tura viitoare, la alegerile viitoare, astfel încât scheletul este, cum să spun, obținut prin acest număr de primării. Trebuie să încercăm să ne reașezăm relația, să ne reconsolidăm relația cu zona urbană, cu timișorenii, cu lugojenii, cu zona periurbană, adică toate comunele din jurul Timișoarei, unde n-am obținut cele mai strălucite scoruri, chiar dacă am câștigat primăriile, cele mai multe dintre ele. Astăzi, în jurul Timișoarei, cele mai multe primării le are Partidul Social Democrat. Cu toate acestea, scorul politic, adică cel pe partid, la nivelul Consiliului Județean, n-a fost cel obținut de primar de acolo. Deci trebuie să reconsolidăm această relație între noi, această nouă generație de oameni politici din PSD, care contăm din ce în ce mai mult și în structurile naționale ale partidului. Și eu cunoscut domnul Grindeanu, cel care deschide lista la Camera Deputaților, dincolo de experiența guvernamentală, de funcția de fost prim-ministru, funcția de prim-ministru pe care a avut-o
în urmă cu câțiva ani, a fost ministru într-un alt cabinet, a fost parlamentar, a fost viceprimar al municipiului Timișoara, dincolo de asta este prim vicepreședinte al Partidului Social Democrat, este practic al doilea om în PSD în acest moment. Eu sunt liderul grupului parlamentar de la Camera Deputaților, cel mai tânăr lider de grup pe care l-a avut vreodată PSD-ul, atât în Camere cât și în Senat. Domnul Dogariu de la Senat este cel care este în momentul de față senator și unul dintre cei mai respectați senatori din Parlamentul României și activ, nu cum spun gurile rele. Și pentru asta acest lucru poate fi confirmat de statistica pe site-ul Senatului, așa, Camerei. Iar toate aceste chestiuni de care vă spun nu pot decât să ajute, să ne ajute pe toți să încercăm și să reușim să obținem cât mai multe rezultate la nivelul județului Timiș sau pentru județul Timiș. Când vorbeam de orașele din Timiș, Timișoara, respectiv Lugoș și de ce nu Consiliul Județean? În momentul acesta între PNL și USR se pare că există o mică ceartă. Există posibilitatea ca PSD-ul să intre, chiar dacă din umbră, la guvernare, cu ghilimelele de rigoare, de administrația locală din Timișoara și în CJ, ca și parte majoritară, cu oricare din cele. Să răspund mai amplu puțin la întrebarea asta. Primul rând, noi am atras atenția încă din campanie, că atunci când numești oameni fără niciun fel de experiență în astfel de funcții, există riscuri atât pentru Consiliul Județean cât și pentru Timiș, pentru județul Timiș, atât pentru Consiliul Județean cât și pentru Primăria Timișoara, deci pentru județul Timiș. Ceea ce se întâmplă în aceste zile între USR și PNL este o sfidare la adresa cetățenilor, timișenilor care au votat cele două partide. Timișorenii și timișenii nu au votat pe Dominic Fritz și pe Alin Nica pentru a se certa. Mâine, poi mine, se împlinește o lună de la alegerile locale și după o lună întreagă, habar nu avem cine cu cine va face majoritatea, habar nu avem cine va fi viceprimar, cine vor fi viceprimarii sau cine vor fi vicepreședinții Consiliului Județean. Săptămâna aceasta, probabil, vor depune jurământul și noi nu știm încă mâine domnul Nică depune jurământul, urmează și domnul Fritz. Ce vor să facă oamenii ăștia în prima zi, în prima săptămână? Care sunt măsurile pe care vor să le întreprindă pentru a stopa răspândirea virusului, pentru că autoritățile locale sunt implicate direct în lupta cu virusul? Probabil că de asta sperăm că nu, dar probabil că intrăm într-o etapă din ce în ce mai gravă și încep să se închidă din nou, intrăm într-un lockdown complet. În acest context, să vezi oamenii în care s-au pus speranță, pentru că nu pot să nu recunosc faptul că îmi place sau că nu-mi place, că domnul Nica și Fritz au câștigat alegerile locale cu un scor detașat. Ambii. Să nu aibă niciun fel de preocupare față de ceea ce trebuie să facă decât aceea de a-și împărți funcții pentru diferite grupuri de interese din cadrul partidului. Nu au niciun fel de preocupare alta decât de a crea conflicte interne în parlament și în partid. Nu mă interesează foarte mult ce se întâmplă în PNL, dar în momentul în care președintele Consiliului Județean este angrenat în tot felul de lupte interne cu primarul municipiului Lugoj, pe care îl face trompetă nu știu cum, păi ați venit și i-ați prezentat ca și candidați în urmă cu o lună. Astăzi sunt trompetele nu știu cui. De ce ați propus candidați dacă au fost trompete? Vin și ne spun că trebuie să elimine oameni de pe liste pentru că nu sunt nu știu cum. Păi de ce ați spus pe listele aia? Domnul Nica, de ce ați acceptat să candidați în fruntea unei echipe? Alin Nica, ca să-l apă, cumva nu era președintele PNL și da. Se spune că lista a fost făcută de fostul președinte. Nu candidezi în momentul în care se propune o listă în față și nu ai niciun cuvânt asupra ei. Nici Călin Dobra nu era președintele PSD, dar m-am pus de acord cu dânsul când am stabilit lista de candidați. Nu m-am gândit-o la mare pe plajă, e adevărat, dar n-ar fi acceptat probabil Călin Dobra să candidezi dacă îi puneam o listă în față, iau, asta e, mai ales cu oameni compromiși. Dincolo de lucrurile astea, au câștigat alegerile. Ce vor să facă în prima săptămână? Ce vor să facă în prima lună? Vine bugetul în Parlament în 2-3 săptămâni, o lună. Care sunt obiectivele primarului municipiului Timișoara și a președintelui Consiliului Județean pentru un nou buget? Am făcut ieri la depunerea candidaturilor Partidul Social Democrat pentru Parlament, atât pentru Camere cât și pentru Senat, un apel la toate forțele politice ca imediat după alegeri noi parlamentari să se întâlnească, să stabilească obiectivele pe termen mediu și lung. Și pe termen scurt, pentru că vine bugetul în Parlament. Cum vor vrea să facă guvernare cei de la PNL și PSD și USR, pentru că tot ne spune Klaus Iohannis că viitorul guvern, indiferent de scorul și procentele pe care le vor obține partidele, majoritatea vor face cele două partide.
Bun, dincolo de afirmația neconstituțională, dar trecem peste asta. Cum reușesc acești oameni să facă un guvern împreună în momentul în care ei nu se pot înțelege atunci când au o majoritate absolută, au peste 70% în Consiliul Local și în Consiliul Județean Timiș, deci pot face majoritate, au ce împărți postul de viceprimar unul la unul, altul la celălalt și nu reușesc să se înțeleagă, se jignesc, se fac în toate felurile. Cum vor putea să facă guvern cei care în fiecare zi nu fac decât să se acuze de oportunism, de bolșevism, de ce vezi dumneavoastră, de trafic de influență? Pentru că asta se întâmplă între domnul Drulă și Roman, între Dan Barna și Orban, între reprezentanții USR și PNL. Cele două partide pot face alianță cu PSD-ul și cu Pro-România pentru a avea o majoritate. Bun, ce face Pro-România nu putem să vă răspund aici. Noi am anunțat încă de la început că trebuie să înțelege mesajul electoratului. Am luat un procent mic în județul Timiș și am luat un procent mai mic în municipiul Timișoara. N-ar fi drept pentru a fi reprezentativ cei care conduc acest oraș să facem parte din noua conducere executivă, atât a Consiliului Central cât și a Primăriei Municipiului Timișoara. Pentru că aceste două partide au toată speranța și aproape toată speranța și încrederea timișenilor și a timișorilor. Trebuie să lase grupurile de interese să nu-i mai, ghideze și să facă în așa fel încât să pună prioritățile, să pună timișorenii și Timișul pe primul loc. Ați vorbit de Călin Dobra. Ce se va întâmpla cu dumnealui pe plan politic? Va rămâne în CJ? Va pleca către Lugoj? Călin Dobra a rămas liderul grupului de consilieri județeni din Consiliul Județean, având în vedere că modul în care se desfășoară relația dintre USR și PNL e nevoie de un om cu experiența lui Călin să stea acolo și să vadă că se duc la bun sfârșit toate aceste proiecte, zeci de proiecte începute de Călin Dobra, indiferent că vorbim de lărgire la 4 benzi, a drumului spre Moșnița, a drumului spre aeroport, a drumului către Giarmata și spre autostradă, descărcarea către Sân Andrei, de autostrada Timișoara-Moravița, Timișoara-Belgrad, scuze, toate aceste proiecte începute de Consiliul Județean, cele 80 de milioane de lei, da, adevărat, cele 80 de milioane de lei, 80 de milioane de euro fonduri europene absorbite de Consiliul Județean în perioada lui Călin Dobra, toate aceste proiecte trebuie duse la îndeplinire și cred că cel mai bun pentru a păzi, dacă doriți, acest lucru este Călin Dobra și cred că are experiența necesară, având în vedere și faptul că toți cei care vor ocupa funcție de conducere în Consiliul Județean sunt oameni neexperimentați, cu tot respectul pentru colegul meu, Alin Ica, colegul meu de politică. Una e să conduci primăria Dudeștii Noi și alta e să fii președinte al Consiliului Județean Timiș. Bun, am vorbit de județ. Haideți acum să vorbim și de parlamentare. Ați depus ieri listele. Ce speranțe aveți? Bun, eu în ultimii ani de zile am înțeles că e greșit să faci pronosticuri. Eu nu sunt un gambler, nu o să mă auziți să spun facem 3-1, facem 2-4, facem eu știu câte procente. Vom face procentele pe care timișorenii ni le vor oferi prin votul pe care îl vor da în 6 decembrie. Asta este foarte clar. Evident că avem obiective și ne dorim să facem un scor cât mai bun. Evident că ne dorim să câștigăm alegerile, dacă se poate. Toate aceste lucruri se pot întâmpla dacă i-am convins pe timișoreni și pe timișeni că ceea ce s-a întâmplat în ultimii ani a fost înțeles de către partid și cred că a fost, pentru că ne uităm la județul, la nivelul județului Timiș. Suntem singurul partid politic care a propus candidați bănățeni, timișoreni, timișeni, bănățeni pe liste de parlamentari. Pentru că e foarte complicat să înțelegi cum cineva care este parașutat de la București pe locul 1 la Senat sau pe locul 1 la Cameră și va intra în Parlament, va mai avea o treabă cu Timișoara în următorii 4 ani de zile. Și e important. Există și experiențe anterioare. Există și experiențe anterioare cu candidați care au venit și au câștigat mandatul aici. Domnul Blaca este unul dintre ei și care 4 ani a călcat în județul Timiș. E o practică anilor 90, asta de a transfera tot felul de oameni care nu-și găsesc locul în organizațiile de bază și trimiți într-un județ unde, vezi, doamne, PNL-ul e de dreapta, în județ de dreapta unde PNL-ul e scor bun și unul din cei 3-4 parlamentari, cât vor intra 5, îl pun într-a București că nu se simte. Timișorii nu au cum să nu sancționeze lucrul acesta. Aici nu vorbim de că sunt capabili, că nu sunt capabili. De ce toate partidele? PMP-ul a trimis pe unul de la București care a descoperit cu mare dragoste față de Timișoara. Vedeți, în fiecare zi ne postează cât de dragostit e. Dar nu l-am văzut să-și manifeste această dragoste în lunile trecute sau în anii trecuți.
Nu l-am văzut, iubind atât de mult Timișoara. A declarat chiar dânsul în primul său interviu, nu interviu, prima sa postare pe Facebook, că a fost propus, i-a fost propusă Timișoara pentru că București era prea ușor pentru el. Păi bun, dar eu nu vorbesc de ușor, neușor. De ce să nu meargă acolo unde are domiciliu, acolo unde are contact cu cetățenii, acolo unde locuiește, acolo unde își cunoaște problemele? Domnii respectivi, nu vorbesc de un caz izolat. Acești oameni care vin și candidează, pentru că și la USR capul de listă nu are nimic în comun cu Timișoara, și la PNL capul de listă, știți foarte bine, un caz celebru, nu are nimic în comun cu Timișoara, oamenii ăștia vor pleca 4 ani de ei, se vor întoarce în decembrie 2024 ca să, pentru a candida din nou. Altfel nu-mi explic. Ce credeți că vor face? Cu cine o să, se strângă parlamentari, noi parlamentari care vor intra în decembrie în Parlament, se vor întâlni cu cine? Pentru că oamenii ne vor spune, nu ne interesează Timișoara, vorbim peste 4 ani. Asta e riscul. Mi s-a spus, domnule, Timișoara e un primar neamț, nu contează asta. Da, dar primarul locuiește aici, primarul este în fiecare zi la birou. Nu are cum să nu se ocupe de problemele Timișoara. Pe când candidatul e la București, nu va fi deloc în Timișoara. Este o chestie care trebuie să fie sancționată? Eu cred că a fost deja sancționată în 2016. Și dacă vă amintiți, a fost o întreagă dezbatere exact pe aceeași temă și atunci Partidul Social Democrat de la Timiș a fost singurul partid care a propus timișoreni, timișeni, bănățeni din zona Banatului candidați pe liste de loc, pe locuri eligibile. De data asta prea mult. Aproape toate partidele au candidat parașutați de la București. Este incredibil cum poți sfida timișorenii, timișenii și bănățenii cu astfel de practici. Se întâmplă prin alte părți ale țării, pot înțelege. Dar nu s-a întâmplat la Timișoara până acum 4 ani de zile. Vă mulțumesc, vă doresc succes și sper că ne vedem într-o săptămână după ce au fost investite cele două consilii, județean și local Timișoara, cu o nouă părere și perspectivă pentru viitorul dezvoltării Timișoarei și județului nostru. Mulțumesc!